Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi sunt la Slatina, într-o școală care e cu totul altfel față de ceea ce știam eu, față de învățământul din țara asta, unde trebuie să stai smirnă și eventual să vii cu tactul tuns la școală, după cum este obiceiul. Povesteam de dimineață cu colegii de la Deșteptarea, cu Vlad, George și Luca, despre întâmplările lor din perioada în care aveau curajul să intre pe scara profesorilor. Da, și spunea Vlad, ții minte cum ne lua de perciuni, chiar ajungeai bătut la cancelarie? Eu, fiind la ora 8 a acestei dimineți, într-o cancelarie, fiți atenți că de aici începe povestea noastră, într-o cancelarie în care pe pereți sunt punguțe de cadouri, să le spunem așa, niște buzunărașe, în care profesorii acestei școli își scriu unii altora bilete cu mesaje de genul: ai făcut o treabă extraordinară, ești o colegă foarte conștiincioasă, ai niște copii minunați, bravo pentru munca pe care ai făcut-o. Și am zis, dar ce e asta? Mai e o chestiune aici, se întâmplă în școala asta, nu ți-ai capace dacă mergi pe scara profesorilor, da? Poți să interacționezi cu oamenii ăștia, oamenii au zâmbete și să-și spună și pot tot timpul să-și spună lucruri bune. Și imediat o să vă mai descriu câteva dintre lucrurile pe care le văd în această clasă. Aici sunt într-o sală de clasă. Apropo, emisiunea o să apară un pic mai târziu pe YouTube și pe Facebook. Astăzi, din motive tehnice, așa se întâmplă. Dar o să vedeți în această clasă câteva schimbări, câteva lucruri pe care le fac oamenii ăștia când construiesc încredere. Despre asta e vorba, despre încredere. De exemplu, aici, în școala asta, copiii pot să predea o oră, pot să țină locul directorului, pot să vorbească uneori neîntrebați, pot să aibă inițiativă și să lucreze împreună în proiecte, fără să conteze nota. Și de ce se întâmplă toate astea? O să plec de la un studiu. 78% dintre copiii din România trăiesc diverse forme de stres când vin la școală. Fiți atenți, 78% sunt 3 sferturi dintre copiii noștri care tehnic vin speriați. 2 din 5 au anxietate. Anxietate, hai să traducem așa pe românește, au un ghem în stomac când vin la școală, le e frică. Le e frică că o să întrebe mama acasă de ce Popescu a luat notă mai mare și poate că nici domn profesor nu o să fie îngăduitor dacă ai notă sub 8. E, oameni buni, aici lucrurile astea se mai schimbă. Școala George Poboran din Slatina, multă lume spune că e cea mai bună școală din județul Olt, da? Și noi am zis că o să mergem în școli din România anul acesta să vedeți cum arată învățământul de la firul ierbii. În școala asta lucrurile se schimbă pentru că oamenii fac parte dintr-un program care se numește Școala Încrederii. Și astăzi aici, lângă mine, sunt cei doi care au pus lucrurile la cale, adică care de 3 ani lucrează împreună în școala asta ca să se schimbe ceva, ca învățământul să nu mai arate ca pe vremea mea și a lor, că suntem cam de aceeași vârstă. Așadar, bine ați venit la România în direct. Atenție, puteți să-i luați la întrebări din toată țara, da? Ruxandra Mercea, care râde și e da, foarte... salut! Salut! Salut, și, bine v-am găsit! Alexandru Buscoveanu, care este directorul școlii. Mulțumesc că m-ați primit. Mulțumesc, mi se pare extra. Cu mult drag! Pot să fac o nepolitețe, să încep cu domnul profesor? Da, te rog, e frumos. Eu sunt de la Cluj, sunt mai înceată. Nu mi s-a arătat deloc astăzi că Ruxandra ar fi mai înceată. Deci, domn profesor, aici aveți voie sau sunt copii care au voie să vă țină locul din când în când, da? Sunt zile speciale? Nu chiar din când în când, sunt zile speciale. Este o zi pe care noi o numim ziua ștafetei, în care copiii sunt invitați să-și asume diverse roluri sociale, atât în școală, dar cât și în afara ei. Numim noi aceste practici să fii profesor pentru o zi, sau director pentru o zi, sau să fii avocat pentru o zi, sau să fii polițist pentru o zi, în baza unor parteneriate anterioare cu diversele instituții, astfel încât copiii totuși să fie ghidați în experiența pe care urmează să o aibă. Mi-a spus un lucru foarte interesant când am venit aici azi dimineață. Mi-a spus așa, noi n-am fost o școală de elită. Dimpotrivă, așa mi-a spus, erați în jumătatea... O școală de cartier. O școală de cartier. Dar astăzi lumea face coadă aici, la școala asta, că na, ați devenit cei mai buni, așa e? Sau cum ne place să credem că da, dar cred că este mai indicat
din modestie să îi lăsăm pe alții să recunoască acest fapt. Bun. Cum ați procedat? Dați-mi un mic secret. Prin schimbarea mentalităților, factorilor implicați. În primul rând a colegilor noștri, a colegilor profesori. Nu putem să facem schimbarea ca un act impus, ca un act extern, oricât de mult ar vrea managerul școlii, liderul școlii, dacă toți cei implicați nu consideră că ei înșiși sunt agenți ai schimbării, nu se poate realiza absolut nimic. Ok, bun. O să revin la Alexandru Buscoveanu, cel care conduce această școală. Ruxandra Mercea este fondatoarea programului Școala Încrederii, în care alte 203 școli din România, la fel precum cea de aici, din Slatina, sunt înscrise și e o listă de așteptare de 175 de școli și grădinițe. Deci lumea face coadă să vină la voi să facă niște schimbări în școală. Atenție, școli publice, despre asta vorbim. Școli publice care vin la voi și zic, păi învățați-ne cum să facem schimbarea aia care contează. Da, și 40% din ele sunt din mediul rural, acolo unde zicem că nu se mai poate sau că profesorii nu vor, directorii nu vor, și asta ni s-a dovedit că e greșit de nenumărate ori. Și uite, astăzi la Slatina din Cluj venită, tocmai pentru că școala voastră e foarte faină. Da, chiar e faină. Să știți că e un spectacol școala asta. Ruxandra, trebuie să-mi explici că ai făcut o constatare cu ochiul tău de profesionist, ai intrat în sala de clasă unde suntem și mi-ai zis, a, ce fain e că sunt copii, sunt fotografiile copiilor în clasă. Cum? Explică-mi da. Asta. Pentru că, uite, copiii au plecat acasă, da? Și noi știm și putem să vedem cine ocupă acest spațiu când noi nu suntem aici. Nu? Uite, îi vedem. Îs copii zâmbitori, îs copii prezenți și asta îmi dovedește și mi-arată că spațiul e al lor și nu al adultului. Că asta ne dorim în școli, spațiile de învățare să fie ale copiilor. Și aici, lângă mine, mai e ceva. E un calendar, bănuiesc că e cu zilele copiilor, nu? Și iarăși cu poză. Putea să pună numele, de exemplu, doar a copiilor, și putea, de cele mai multe ori în școlile de stat, vorbim și ne referim la copii prin numele de familie. Și nu prin prenume, care e atât de valoros. Aia este ce rămâne cu noi toată viața. Și uite, învățătoarea de aici a ales să îi pună cu fața, adică cu poza lor. Și pentru mine asta înseamnă că ei contează. Alexandru Buscoveanu, am fost împreună la o sală sus și ne-am uitat împreună pe ușă. Da. Aveți nenumărate mesaje de genul, aici îți va fi bine, sunt aici să te ajut. Ce mai scria acolo? Fiecare copil contează. Meu? Orice copil este soarele părinților săi. Așa, da. Orice copil este soarele părinților săi. Și mi-ați spus că ce facem noi aici este să ne înțelegem unii pe alții. Cred că ăsta era mesajul principal. Așa este. Spuneți-mi, cum ați hotărât să intrați în Școala Încrederii? Anterior anului 2020, dorind să facem această schimbare despre care vorbeam și de dimineață, mai mulți dintre noi, în special dintre colegii tineri, am participat la multe cursuri de formare profesională, dar și de dezvoltare personală, atât cursuri din țară, dar cât și în străinătate, prin programele Erasmus, și ulterior am încercat să punem în aplicare ceea ce observasem acolo și ce am considerat că ne poate ajuta pe noi pentru a face această schimbare. Pentru că am fost cu toții de acord că această schimbare trebuie să pornească de la noi înșine și să facem schimbarea prin noi înșine, ca fiecare dintre cei care doresc schimbarea să fie implicat activ. Ulterior, în 2020, când am aflat de acest program, am considerat că este cea mai bună ocazie pentru a generaliza ceea ce noi ne propusesem, să schimbăm mentalitatea tuturor factorilor din școală. Mai ales că acest program ne oferea posibilitatea să implicăm nu doar profesorii, ci de data aceasta și pe elevi și pe părinți deopotrivă. Și cu ce rezultate? Hai, puteți să vă lăudați un pic, adică că nu e nicio rușine. Dacă vrei, zic eu așa din afară. Că am venit pentru prima dată în școala voastră și, în primul rând, ce mi-a plăcut foarte mult sunt mesajele. Deci spațiul fizic e evident schimbat. Mesajele pozitive, optimiste, copiii prezenți, lăsându-și amprenta în sălile de clasă și pe holuri. Și asta mi-a plăcut, că se vede schimbarea, e vizibilă. Da, și pentru acest fapt, atunci când a trebuit să amenajăm cu specificul Școlii Încrederii,
pentru a promova acest proiect, dar nu numai, pentru a ajuta prin aceste mesaje să schimbăm mentalitatea inclusiv a elevilor. Foarte mulți au colaborat, atât profesori cât și elevi. Au fost dispuși să participe la o astfel de acțiune, cooperarea fiind unul dintre elementele adică care au ei, impact, nu? Da, sub coordonarea domnilor profesori, dar lucrurile acelea sunt pictate de copii. Exact. Atenție, vă spun Se vede eu. În cel mai bun sens. Este o școală instagramabilă, oameni buni. Chiar, da, există, chiar există un fluture mare, așa cum vedeți la marile festivaluri, la concerte, unde poți să vii să te lipești cu spatele și să faci fotografii pentru Instagram. Că na, trebuie să te gândești și la asta într-o școală. Dar mai avem o chestiune... Și este un simbol pentru noi. Așa. Vrem să le transmitem copiilor că, fiind încrezători, pot să-și urmeze visurile. Îi îndemnăm să-și construieze visuri cât mai înalte, mărețe, și cu ajutorul nostru ei să tindă spre împlinirea acelor visuri. Știți cum sunt acum, domnule director, părinții care ascultă zi? Da, bine, bine, am înțeles. Și cu ce rezultate, domnule profesor? Ce note aveți dumneavoastră la școala asta? Dintre cele mai bune. În ultimii ani, promovabilitatea a fost aproape de 100% și chiar 100% la evaluări naționale, iar promovabilitatea la sfârșitul anilor de studiu întotdeauna a fost 100%. Adică toți copiii dumneavoastră iau promovează. Promovează, da. Asta trebuie să știți că și sunt un... admiși la cele mai bune licee și colegii din domnule, oraș. Da, cum să zic, în condițiile în care e cu zâmbetul pe buze. Adică asta vreau să înțelegeți. Oameni buni, dacă mai sunt... Mai am eu două observații, da, ce-am văzut, dacă se poate. Te rog. M-am întâlnit cu copiii tăi, copiii din școala ta, și mi-a plăcut foarte mult că de pe lista de lucruri care am zis că e important să fie schimbate în școlile de stat, multe deja erau bifate. Și sunt foarte recunoscătoare fetele cu care m-am întâlnit că sunt școala ta și a voastră și asta îmi place. Pentru că au fost schimbări mici pe care credem că nu le putem schimba. Dar uite că ei au putut. Da, erau primele patru. O să le citim la un moment dat. Da. Chiar o să te rog să scoți documentarea, pentru că tu ți-ai notat alte cerințe, exact, din partea ce mi-au mai elevilor. Zis. Oameni buni, punem și la încercare chestiunea asta. Sigur că astăzi vă provoc, ca de obicei, la România în direct să vorbim împreună. Oamenii aceștia de lângă mine, Alexandru Buscoveanu și Roxandra Mercea, chiar schimbă ceva în România. Vă spun cu mâna pe suflet. Adică, asta nu e o poveste de marketing. O văd cu ochii mei. Aici e altfel. Puteți să întrebați cum au făcut, dar puteți să vă spuneți experiențele personale și din experiențele lor ca profesor, de fapt amândoi sunt profesori, da, și fondator de program, vă pot spune și ce puteți face. E dezbatere de acum la România în direct. Știți telefonul nostru 0372069599. Astăzi vă întreb în felul următor. Ce așteptați de la profesorii copiilor voștri? Dacă sunteți părinți, dacă sunteți profesori, e invers. Ce așteptați de la părinții elevilor voștri? Ce fac profesorii voștri bine sau rău? Aveți ceva să le reproșați, dar de bine ce puteți spune? Haideți să începem așa, 0372069599. Ciprian, salutare, ești la România în direct. De unde ne suni? Bună ziua, domnul Striblea. Bună ziua, doamna și domnul profesor. Îmi cer scuze că am puține emoții pentru că este un subiect de actualitate pentru mine. Sunt tată la două fetițe care sunt la școală, cea mică clasa 0, pregătitoare, cea mare în clasa 4. Experiențele noastre ca părinți, sincer să fiu, nu s-au schimbat de la experiențele părinților noștri, ca zic așa. Școala între timp nu s-a modificat cu nimic bun, cel puțin la noi. Vă sun din județul Bacău. Ok. Probleme grave de bullying și din partea profesorilor, dar și din partea elevilor. Indiferent în ce clasă sunt. Că sunt în clasa 0, că sunt în clasa 4, 8 sau a 12-a, bullying-ul iese în continuare în floare. Ce așteptăm noi ca părinți de la școală, ce așteptăm noi ca părinți de la profesori? Sincer să fiu, vă ascult în fiecare zi, subiectul ăsta m-a mișcat profund, am rămas impresionat de ce am auzit până în momentul de față. Domnul director,
probabil ar trebui să meargă în cât mai multe școli și să le explice colegilor dânsului ce am făcut, cum am făcut, dar cum a zis domnul director, dacă tu ca profesor nu vrei să faci schimbarea asta, nu o faci. Poate să stea cineva lângă tine și să te forțeze pentru că nu ai să o faci. Stai un pic, că am un gând pentru tine apropo de bullying. Întâmplarea a făcut. Eu sunt de dimineață de la ora 7:30 aici în școală și am avut ocazia să vorbesc și cu profesori și cu domnul director, fără să mă îndrept către subiectul ăsta, el a apărut. Și doamna Gianu, colega dumneavoastră, mi-a spus așa la un moment dat, domnul Buscovean, am zis, uite, ni se întâmplă lucruri de astea, să mai vezi bullying, cazuri din astea, și atunci eu mă calmez, îmi spunea dumnea ei, și mă așez lângă copilul agresor, cum ar veni, și încerc să înțeleg ce stare de nemulțumire l-a adus aici. Culmea, coincidența face că și dumneavoastră mi-a spus același lucru, fără să fi vorbit în prealabil cu doamna profesoară, și mi-a spus că trebuie cumva să înțelegem că stările astea emoționale vin cumva de acasă. Trebuie să mai explicați o secundă aici, vă rog. Acest proiect ne-a ajutat și pe noi. O secundă, Ciprian. O secundă, că vreau să spună domnul Buscovean. Da. Acest proiect ne-a ajutat și pe noi, cadre didactice, să ne înțelegem mai bine rolul nostru în școală, să fim mai empatici, să-i înțelegem mai bine pe copii. Pentru că, de foarte multe ori, comportamentele de genul acesta au în spate probleme personale, familiale, destul de grave. Iar aici este doar o formă de a reacționa, o formă de a atrage atenția asupra lor, un mediu în care trebuie să se exteriorizeze cumva. Rolul nostru este să înțelegem pe copii și să fim alături de ei. Ok, Ruxandra. Exact. Așa. Nu putea zice mai bine. Cum procedezi? Că tu ai liste întregi de formule magice, da? Da, suntem o echipă din ce în ce mai mare. E un proiect care a pornit cu niște curajoși, da? În 2020, în pandemie, 54 de școli de stat, deci s-au înscris în Școala Încrederii de la zero. De la zero la 54 în 2020. Suntem printre primii. Exact. Sunteți prima generație. Și împreună cu colegii învățăm și noi cum putem să sprijinim mai bine directorii, cum putem să sprijinim mai bine profesorii, cum putem sprijini mai bine părinții în astfel de situații, pentru că da, situația lui Ciprian e o situație tristă și reală și am trecut și eu prin ea ca mamă și știu câtă neputință poți să simți și ca profesor, dar și ca și părinte. Bullying-ul are și cauze, dar și moduri de abordare și una dintre ele, cea mai importantă, e adultul din viața copiilor să-i arate empatie, să-i arate înțelegere și să-i pună și limite. Ciprian, mă întorc la tine, așa ca o idee. Roagă conducerea școlii unde ești să... Să se înscrie în Școala Încrederii. În 13 mai lansăm din nou înscrierile. E o listă lungă de așteptare acolo, dar... Îi susțin școala copiilor mei să facă treaba asta. Dar credeți-mă, ne crește tensiunea ca părinți, ne crește tensiunea, probabil sunt și părinți care ascultă în momentul de față și sunt de aceeași părere cu mine, când te duci sau îți vine copilul acasă în fiecare zi cu aceeași problemă, problema tot la el este ca și copil, ca și copil agresat, tot el iese de vină. Atunci nu. încerc să intervii puțin, dar nu foarte mult, pentru că încep să deranjez cadrele didactice și știm cu toții, pentru că și eu am fost elev, părinții mei când au intervenit în situații de genul ăsta s-au restrânt asupra noastră, tot noi ca elevi. A venit mama cu tata la școală, las că ai să vii, ia ieși în fața clasei, ia să văd, ai știut lecția, de ce nu știi, ia, notă proastă. Chestia asta se întâmplă în continuare și în fel de clasă în momentul de față. Trebuie să-l vezi pe domnul Buscoveanu că s-a încordat așa și... ce voiați să-i spuneți? Că se mai schimbă lucrurile, nu? Îmi este total străin acest lucru, ceea ce spune domnul Ciprian. Nu se întâmplă la noi așa ceva. Aici, dar în România multe lucruri se întâmplă. Cele mai am reușit să merg în foarte multe școli, dar nu, dimpotrivă, dialogul
considerăm noi că este cheia rezolvării oricăror soluții. Stăm de vorbă și cu cadre didactice care au participat la un anumit fenomen, stăm de vorbă cu părinții, încercăm să găsim o soluție împreună cu consilierul școlii, încercăm să implicăm pe acei copii în tot felul de activități. De exemplu, am participat la un program Erasmus, artă împotriva violenței, în Italia. Ceea ce am văzut acolo, am încercat să implementăm aici. Ați văzut că sunt multe opere de artă ale copiilor prin școală. Da. Sunt și expresia a ceea ce am învățat la astfel de cursuri. Ciprian, trebuie să-ți mulțumesc acum. Mi-au spus colegii din redacție că sunt multe telefoane și încerc să fac loc la cât mai multă lume, să ne împărtășim experiențele. Știți că dacă țin la ceva în emisiunea România în direct, este să avem exact acest dialog care ne leagă, nu cel care ne desparte. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Adrian, salutare, de unde ne suni? Bună ziua! Mă numesc Adrian Cozeca și Ruxandra știe de unde sunt. Acum, din Craiova, bineînțeles. Exact. Acum, din Craiova. Salut, bună, Ruxandra. Salut întreaga echipa Ruxandrei. Eu cu Ruxandra ne-am văzut în 2019, înainte de a lansa Școala Încrederii. Și în interviu, sunt învățător. Și în interviu pe care l-am dat atunci, m-au întrebat de ce am venit de la Craiova la Cluj. Așa, și? Ruxandra, nu cred că își mai aduce aminte, dar știu sigur că am spus că vreau să învăț să am un parteneriat cu părinții elevilor mei. Și noi suntem școala în care predau, este în Școala Încrederii, este partener. Particip la cursurile oferite de Ruxandra și întreaga echipă. Și țin să vă anunț că, din punctul meu de vedere, pentru a avea încredere și a oferi încredere elevilor, este să construiești relații. Nu contează că este Slatina, Craiova, urban, rural, totul ține de relație. Dacă reușești să-ți aduci elevul într-o relație cu tine, cu tine cadru didactic, și cadru didactic într-o relație corectă, de bune practici, așa cum spunea domnul director, cu părinții, înseamnă că acel elev va veni la școală de drag. Nu va veni pentru note, nu va veni să mă vadă pe mine adult că îl chinjuiesc sau îl chinuiesc, va veni să zâmbească, să relaționeze cu ceilalți, să-și poată spună cuvântul. Asta este părerea mea. Hai să te pun la încercare. Hai să te pun la încercare ca să dăm și de greu așa. Ce aștepți de la părinții elevilor tăi? Îmi place să cred că după 3 ani, acum am clasa a 3-a, după 3 ani și ceva, am reușit să vedem sau să ne vedem unul pe celălalt. În principiu, mai mult de 90% părinții răspund pozitiv cererilor mele. Noi suntem 2 învățători, eu predau în alternativa step by step. Cererilor noastre de la clasă, adică avem proiecte pe care le desfășurăm și în clasă, dar și în afara clasei, nu au fost niciodată împotrivă să luăm gustarea nu neapărat în clasă, cât și să ieșim afară din clasă, chiar și în curtea școlii. Și referitor la manager, și managerul este de acord cu noi. Cred că, așa cum spunea antevorbitorul meu, ca acel domn director de la Slatina, mă înclin în fața dumnealui pentru ce a reușit să facă în școală, să meargă să ofere un ghid de bune practici, doar că trebuie ascultat. Ce aștept de la părinții elevilor mei? Să lucrăm bine în continuare ca și până acum. Acum, tu ești și privilegiat, pentru că dacă țin eu bine minte, voi nu dați note la clasele mici, nu? Aveți calificative, da, nu? Dar ce faci în situația în care... ce faci în situația în care se supără că e dat 8? Că mi-a povestit domnul Buscoveanu că a avut o fetiță aici care a dat în plâns, fetiță bună, care a luat nota 8. Să știți că nu am predat. Da. Să știți că nu am predat întotdeauna în alternativa step by step și nu tot întotdeauna în Craiova. Așa. De exemplu, în 2019 eram într-o școală foarte, foarte, foarte mică, la 40 de kilometri de Craiova, în care nu erau doar români, minoritățile erau preponderente. Așa. Și acum, dacă îmi permite să mă laud, să știți că am reușit să aduc 2 elevi de acasă pentru mine. Au venit pentru mine ca învățător.
Asta relația e adică cu eu zic că da, Ruxandra, relația eu zic că am construit-o om cu om, nu învățător cu elev. Asta da. Îmi place, om cu om. Așa e. Ok. Bine, am luat mesajul pozitiv, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mă întorc la Alexandru Buscoveanu, am spus asta, da, mi-ați mărturisit, mai dau și eu din casă, domnule, e chestiunea asta cu notele, rămâne, că așa suntem educați, ați avut o fetiță pe care ați notat-o obiectiv, ați spus nota 8, a început să plângă, da. Ok, ce faci mai departe? Pentru că acel copil a zis, dar eu vreau 10 ca să ajung la cel mai bun liceu. Domnul profesor Buscoveanu predă la gimnaziu. I-am explicat fetiței respective că trebuie să privească dintr-un alt unghi. Notarea începe de la nota 1. Aveau evident un barem de corectare și dacă privește obiectiv și pozitiv, poate să interpreteze că procentajul de reușită este de 80%, ceea ce înseamnă aproape de maxim, ceea ce pentru mine este grozav. I-am explicat faptul că evaluarea este un instrument în primul rând al profesorului pentru a vedea gradul de influențare pozitivă a ceea ce profesorul predă a actului de învățare al elevului. Dacă... Iar elevul să nu aibă mentalitatea că trebuie să învețe doar pentru a obține anumite note mari. Da, asta trebuie... este o mentalitate greșită. Și eu, ca părinte, zic, dar trebuie să intre la liceu, domn profesor, vreau, care e liceul? Da, dar nu mai contează notele, mediile din gimnaziu, nu mai contează la media finală de admitere. S-a eliminat de anul acesta. Tocmai de aceea, deși exista o cutumă de genul acesta, ca anumite discipline considerate de mâna a doua, de regulă cele umaniste, erau oarecum impulsionate în mod indirect să dea note mari, le-am explicat colegilor mei că trebuie să fie cât mai obiectiv în notare, pentru că scopul nostru nu este să avem doar elevi de nota 10, dar în mod artificial, scopul nostru este ca elevii chiar să învețe la sfârșitul anilor de studii, să aibă și niște aptitudini dezvoltate, dar și un set de cunoștințe care să-i ajute pentru dezvoltarea ulterioară. Te rog, Ruxandra. Cred că aici avem de schimbat împreună, părinții și profesorii, focusul dinspre orientarea pe note și doar pe anumite note, înspre orientare pe progres și progresul fiecărui copil la fiecare oră. Și uite, numai așa se poate schimba, din discuție cu discuție, conversație cu conversație și familie cu familie, să înțelegem că avem și punem un cost mult prea mare emoțional pe copiii noștri, care rămâne cu ei 30-70 de ani. Asta ne dorim, să fie niște copii care să se evalueze pe niște standarde externe sau pe interne, standarde interne. Alexandru, salutare, ești la România în direct, mulțumesc pentru răbdare, e rândul tău să vorbești, dar întâi spune-ne în ce calitate ne suni, părinte, profesor? Mă auziți? Da. Vă salut, domnul Striblea, doamna Ruxandra și domnul Buscoveanu. Mă numesc Alexandru Prina și sunt elev. Bravo, salut! Vă salut! Sunt președintele Consiliului Județean al Elevilor Olt. Ok. Sunt chiar slătinean. Așa. Și pot spune din perspectiva unui slătinean că așa este la Școala Generală George Poboran. Chiar există un învățământ solid de calitate și pot spune acest lucru și din prisma faptului că întotdeauna, de când suntem în această mișcare de reprezentare a elevilor, a existat un Consiliu Școlar al Elevilor. Ok, bun. Junior. Asta sunt faptele bune. Treci la cereri, ca să zic așa, că voi sunteți... Dacă ai avea o bagheta aia magică, ce ai vrea să schimbi la adulți? Exact. Da, cu bagheta magică tot încercăm de ceva timp, tot avem solicitări, primim adesea răspunsuri afirmative, însă în practică există foarte puține implementări. Un lucru expres pe care îl cer atât tuturor profesorilor de la nivel național, tuturor managerilor de instituții și tuturor părinților este să nu cumva să taie vreodată aripile unui copil, pentru că este cumva cel mai rău lucru pe care îl pot face atunci când un copil vrea să învețe, vrea să aprofundeze un domeniu și vrea cumva, are cumva alte interese decât matematică română, ceea ce se impune de către școală, aceste lucruri să nu fie cumva o primare. Nu știu dacă mă înțelegeți în deplin ceea ce vreau să spun, dar există
Dar sunt anumite cariere viitor, preferate, anumite materii preferate, nu? Și dacă nu ești în standardul ăla, da, înseamnă că nu ești destul de bun. Aș putea să intervin. Te rog. Referitor la ce a spus și Alexandru, dar și antevorbitorul său, referitor la construirea relațiilor, dar și la a da aripi copiilor. Am încercat să construim relații pozitive deosebite cu elevii, în special prin înțelegerea sinergiei, prin puterea lucrului împreună. Acest fapt l-am transpus noi în activitățile comune pe care le desfășurăm cu elevii, una dintre acestea fiind spectacolele tematice pe care le organizăm. Am implicat copiii de la clasa pregătitoare până la clasa 8 în astfel de spectacole. S-a întâmplat ca două dintre fetițe să fie implicate mai mulți ani la rând. Am descoperit împreună și noi și ele că au un talent fantastic pentru arta teatrală, iar în urma ultimului spectacol, înainte de pandemie, pe care noi l-am organizat, ca un omagiu adus strămoșilor noștri care au realizat Unirea, după o prestație extraordinară, fetițele au venit și... Stați așa că se sperie ascultătorii. Este, nu vă speriați, e același clopoțel. E soneria de 2:50, dar are, e un clopoțel imens aici, să știți, e ca o, e o goarnă foarte mare. V-am oprit ideea, Alexandru Buscoveanu. Spuneați că fetițele erau foarte talentate, da? Au descoperit acest talent, au fost foarte încântate de ceea ce au realizat împreună cu noi, sub coordonarea noastră, pe baza relațiilor pe care le-am construit, și-au venit și mi-au spus, mulțumindu-mi, că, deși probabil că vor urma o anumită carieră profesională sau măcar la nivel teoretic, o anumită facultate, cu siguranță că vor da și la Academia de Teatru, pentru că le-am oferit această posibilitate să-și descopere anumite talente. Iar săptămâna trecută, cred, în cadrul concursului anual Acasă la Eugen Ionescu, una dintre aceste fetițe, acum fiind elevă la liceu, a participat și a fost premiată pentru prestația sa artistică. Deci e un exemplu de modalitate prin care noi am încercat să dăm aripi copiilor și să-și descopere și alte valențe, care, în mod normal, nu se pot descoperi prin prisma curiculei impuse. Deci, de da, că n-avem ore sistem. De teatru, asta e da. Momentul. Am creat relații speciale cu acești copii, da. Te rog, Alexandru, poți să adauga. Sigur. La nivel național, deci mi se pare foarte bună inițiativa pe care ați luat-o dumneavoastră. La nivel național există zeci, sute, mii de programe pentru elevi, pentru dezvoltarea acestora, programe de calitate, dar în care bate vântul și personal nu îmi explic, nu pot să găsesc o explicație foarte corectă de ce. Dar aceste oportunități ratate mai mult sau mai puțin se traduc în viața unui adult, cum să spun, fonduri europene ratate, pot spune, și așa mai departe. Adică cumva trebuie o încurajare a ieși din zona de confort. Da. Fiindcă vă mai spun încă un lucru din experiența mea ca elev reprezentant, să aud din partea unui manager de instituție de învățământ că misiunea sa este să pregătească elevii pentru admiterea la facultate. Nu știu cât de departe putem ajunge cu învățământul cu această perspectivă. Adică e greșită această perspectivă din punctul tău de vedere, asta mă spui. Pe de o parte e corectă, numai că nu e misiunea principală. Adică misiunea principală a școlii este să nu uităm să ne pregătească pentru viață, pentru că altfel putem să ne, cum să spun, foarte interesant spus, să ne pregătim... Din când în când trebuie să ne luăm copiii în seamă. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Vreau să trec la Iulia. Atenție, o să prelungim un pic programul de astăzi, pentru că, da, asta e situația. Încerc să auzim cât mai multe voci și din afara acestui spațiu. Încă o dată, sunt la Slatina, la școala George Poboran. Sunt însoțit de Ruxandra Mercea, fondatoarea programului Școala Încredere, și Alexandru Buscoveanu, care este directorul școlii de aici. Iulia, bine ai venit la noi. Salutare! Bine v-am găsit. Sunt din Sighișoara. Sunt mămica unui frumos adolescent de 16 ani, a unui zmeu de 10 ani. Bravo. Și puiuțul de 3 ani. Deci prin școală, să zic așa, ca și părinte. Alo? Da, vă ascultăm cu interes.
Prin școală ca și părinte am ceva experiență deja. Cei mari, cel de 16, cel de 10, au frecventat aceeași școală. Pot să spun că învățătoarea sau cel mai mic nivel a fost extraordinar, de la empatie la absolut tot ce se poate și atenția asupra elevului. Cel mare avea 16 colegi, cel mijlociu are 30 de colegi. Învățătoarea în fiecare caz a știut să îi pună pe un piedestal pe fiecare dintre elevii săi. Deci am fost uimiți, efectiv uimiți. Copiii erau mândri și noi eram mândri de ce găsim. Apoi, trecând la gimnaziu, s-a subțiat, să spun așa, această calitate. Nu mai spun la liceu, unde este dar deja... Ce merge mai prost? Ce anume merge mai prost? Ce te deranjează? Pune degetul pe ran așa, că na, ne știm cu toții între noi, nu avem de ce să ne ascundem. În primul rând, comunicarea părinte-profesor la liceu a ajuns la nivel inexistent, zero. Nu... Adică nu stai... Exact cum înainte, învățătoarea, de exemplu, am avut un eveniment acasă, ni s-a pierdut câinele, învățătoarea nu a știut, însă a doua zi când băiatul a ajuns acasă, mi-a spus că mă va suna învățătoarea. M-a sunat învățătoarea și m-a întrebat ce s-a întâmplat acasă, pentru că ceva nu a fost în regulă cu băiatul. Deci dânsa a remarcat, fără să știe, că am avut ceva acasă. Atât. Schimb la liceu, la gimnaziu se rezumă la da, nu? Da. Și la liceu, Doamne ferește, să dorești să te întâlnești, că nu-i de găsit. Deci nu-i de găsit momentul. Asta e și mulțumesc, Iulia, pentru această provocare. Și eu, mamă de două adolescente, și unul dintre lucrurile care îl facem în școli, în școlile încrederii, sunt să schimbăm din ședințele cu părinții, clasicele, în întâlniri cu părinții conduse de copii, de elevi. Și dacă prezența, de exemplu, la liceu, la aceste ședințe cu părinții, de obicei 20% și de cele mai multe ori a mamei, când am început să implementăm întâlnirile cu părinții conduse de copii, în care copiii își invită părinții, prezența a ambilor părinți la liceu, cât crezi că e? Cât? 100%, surprinde. Spre 100%, da. 98%. Și schimbări mici, cu impact mare. Stai, încă o dată, ședința cu părinții e ținută de copii? Exact. Copiii își invită părinții, elevii își invită părinții să vină în școală pentru 20 de minute fiecare familie, cu învățătorul sau cu diriginta de față, și părinții ascultă de la copil ce merge bine, care sunt obiectivele lui sau ale ei de învățare și ce fel de sprijin au nevoie de la părinți sau de la profesori. Formidabil. Deci la asta nu m-am gândit. Iulia. Vreau să spun și plusuri. Cele am pe lângă ale doamnei învățătoare. La gimnaziu întâlnim diferiți profesori care, exact cum spuneați, nu ne luptăm pentru notă, însă, de exemplu, la matematică, domnul profesor îi împarte după ce îi evaluează în grupe și când, înainte să dea teza, făcea pregătire cu fiecare grupă pentru a atinge pragul, să fie liniștiți copii, că atinge pragul de 5 măcar, că e atinge Iulia, pragul de 7 măcar, că atinge pragul de 10. Stai o secundă cu noi, avem două minute de publicitate, nu exagerez. Știu că e și Daniela pe linie. România în direct continuă după ora 14. Revenim în două minute. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Am prelungit România în direct astăzi pentru interesul pe care l-ați arătat acestui program, nu numai de radio, ci și programului Școala Încrederii, care este, de fapt, subiectul nostru. Modul în care oameni din România, sute de școli din România, schimbă atitudinea față de învățătură, cu ajutorul unor experți, precum Ruxandra Mercea, sau cu ajutorul unor profesori, precum Alexandru Băscoveanu, invitatul, directorul școlii din Slatina, George Poporan, unde mă aflu astăzi,
oamenii aceștia schimbă lucrurile încet și sper eu că și sigur. Sper să fie o idee care să se extindă. Apropo, voi aveți nevoie de finanțare a Școala Încrederii, să nu uitați asta. Da? Școlile nu plătesc. Da, școlile nu plătesc nimic ca să intre în programul. Și nici guvernul sau ministerul nu ne sprijină. Asta e următoarea întrebare de obicei. Da, da, da. Intrați pe site acolo la Școala Încrederii și cred că găsiți. Da, avem și oportunitatea a fiecărui ascultător să doneze prin SMS. 8845 încredere. Da. Cam așa, așa se simplu. Construiește. Cred că o lăsasem pe Iulia pe telefon. Iulia, salutare, mai ești acolo, da? Da, da, sunt aici. Spuneai că sunt și lucruri bune în Școala Românească. Plecăm cu concluzia asta, adică modul în care lucrează profesorul de matematică, ca o îmbunătățire a ceea ce s-a întâmplat față de trecut, sau plecăm cu alt gând? Nu, nu, nu. Am încredere că încet, încet fiecare alt coleg al domnului profesor de matematică va vedea ceea ce face, sau o altă doamnă învățătoare a doamnei noastre învățătoare va vedea ce metode aplică dânsa și va spune, da, măi, uite, s-ar putea să meargă mai bine, s-ar putea să vreau să încerc. Ce mi-ar plăcea să știe profesorii, că și noi, părinții, suntem... noi, novici în meseria asta de părinte, și că dacă am avea sau dacă avem sfaturi, undeva la un moment dat tot le vom asculta din oricare pătură socială sau orice nivel de educație am avea. Mulțumesc tare mult! Tot aplecăm urechea, fiindcă avem încredere în învățământ. O să tai bucata asta și o să avem în promo. Mulțumesc tare mult, Iulia! Să mai întâmple ceva la școala asta, mi-a spus tot colega dumneavoastră, domnule profesor, și mi s-a părut foarte tare, mi-a zis așa că ea de mult și fără programul ăsta, ea nu mai comunica notele în public și în niciun caz la ședințele cu părinții. De ce? Pentru că mulți copii sunt afectați de reacțiile colegilor lor, în special dacă este vorba de un calificativ sau o notă mai mică. Și atunci, pentru a-i proteja pe acei copii sensibili, nu mai livrăm notele, spunându-le cu voce tare. Pur și simplu comunicăm testul elevului respectiv, este libertatea lui dacă vrea să transmită colegilor, sau acum, pentru că avem și catalog electronic, părintele află direct ce notă a luat. În felul acesta încercăm să-i ferim unii pe alții de mici răutăți, pornind de la... o notă pe care o primește într-o anumită zi, deși noi permanent le spunem copiilor că nu nota este atât de importantă. Ea este o formă de măsurare aleatorie. Astăzi poate să fie de 10, mâine de 7. Dar din lumea și școala în care vin eu, s-ar putea spune că, dom'le, dar și competiția e bună, adică cum e? Da, și astea sunt modalități de ale noastre de a ne susține și a ne menține și a ne confirma că trecutul nostru e ok. Sunt lucruri din trecutul nostru care sunt ok și sunt lucruri din trecutul nostru care nu sunt ok. Asta nu e ok. Nu e ok. De competiția ce? Cu celălalt, pe mine cel puțin în viața asta, nu m-a ajutat. Din contră, mi-a menținut perfecționismul să fiu tot mai bună, tot mai bună, tot mai bună și să obosesc. Pentru că mă comparăm cu celelalte mame, cu celelalte soții, cu celălalt... Și asta n-a fost ok. Și sunt ani de terapie pe care i-am încă în spate și multe momente în care încă mă compar cu ceilalți, în loc să mă uit la mine și tot mai mult la mine față de acum 3 săptămâni. Uite, astăzi reușesc să port o conversație dificilă pe care acum 3 săptămâni n-aș fi putut să o port. Ce interesant! Să vă spun cum am procedat eu la câteva clase pentru a-i determina pe copii să înțeleagă ineficiența unei astfel de competiții. Le-am prezentat un filmuleț. Așa. Filmulețul prezenta o comunitate de copii cu dizabilități, cred că din India. Okay. Acei copii erau puși de adulți sănătoși să alerge, deși majoritatea fie nu aveau un picior sau foloseau o cârje, deci era o competiție de alergare cu totul nedreaptă și inegală. Și după ce s-a dat startul, unul dintre copii care avea proteze, evident că a căzut. În momentul următor, toți ceilalți competitori, concurenți, s-au oprit, s-au întors, l-au ridicat pe colegul care căzuse, pe competitorul celălalt, și împreună, ținându-se de umăr, au trecut linia de sosire, dând în felul acesta o lecție tuturor adulților
sănătoși, dar care puseseră pe acei copii într-o situație umilitoare și nedreaptă. Excelentă. Atunci imagine. Am folosit această imagine ca să o extrapolez și să îi fac pe copii să înțeleagă care este cu adevărat rostul învățării, nu o competiție a notelor. Foarte interesant. E o experiență formidabilă astăzi la România în direct. Daniela, sper că ai avut răbdare și mai ești cu noi pe fir. Salutare! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și vreau să-i felicit pe această cale pentru modelul, aș putea spune, pilot pe care îl folosesc ca să-și educe copiii. Și rog să împărtășească și din experiența lor și altor școli și licee din țară. Eu vă sunt ca și medic din Galați, un oraș civilizat, pot să spun, la care îmi vin, am mulți pacienți care sunt de profesie profesori și vin foarte stresați de modul în care sunt tratați de către elevii lor, sunt jigniți, sunt amenințați la colțul școlii și poate modelul acesta de educație pe care îl oferă invitații dumneavoastră ar fi extraordinar de, împărtășit și altor, și altor școli și altor licee. Toți am fost elevi, toți am învățat mai mult sau mai puțin, mai cu drag sau mai cu puțin drag la toate obiectele, dar consider că plecarea multor părinți în străinătate și copiii rămași singuri acasă sau crescuți ad hoc de rude, mai mult sau mai puțin îndepărtate, spune cuvântul și apar aceste tulburări de comportament al multora dintre dânsii. Școala trebuie să-i ajute, asta este clar, dar primii 7 ani vin de acasă și salut ideea unui ascultător din Craiova, cred că a fost, care a spus că profesorul trebuie să dezvolte un parteneriat cu părinții, da, și să învețe, să încerce să comunice mai mult cu părinții, astfel încât și ei să-și facă treaba lor, să-și facă bucățica lor de treabă și să îi ajute pe copii împreună cu școala, firește, să se creeze o colaborare și o între copii și școală, astfel încât să fie folosul acestor copii. Eu am rămas la ideea asta pe care mi-am spus-o, că mulți că aveți pacienți profesori care vin stresați de relația cu elevii. Care sunt stresați și îmi povestesc lucruri de care mă sperii efectiv și adică, ce vă sperie? Îmi dau seama că s-a rupt undeva, este o ruptură. Trebuie să-mi explicați, adică ce vă povestesc de vă sperie? Sunt, dacă pun o notă mai mică, sunt așteptați la colțul școlii și amenințați și le se spune data asta ai scăpat, data viitoare vezi ce notă îmi pui. Licee de top din Galați, precum Colegiul Național Mihail Cogălnicianu sau Vasile Alexandrin, care se droghează în școală, vorbesc, nu pe la toalete. Deci, părinții, familia, cred eu, ca și medic, are foarte mult de lucru. Și noi, și eu, și dumneavoastră, și din invitații noastre, am fost elevi, dar am trecut prin școală, dar așa ceva nu se întâmpla. Bineînțeles, nu ne deranja faptul că nu aveam voie să urcăm pe profesorilor, da? Și nici nu ne deranja faptul că eram scoși la tablă. Mai țineți minte cântecuțele Enate ani de liceu, când orul an îți pare, fiindcă știi că te va asculta. Îmi vine să cred că acest cântec acum n-am mai avea atâta succes, da? Deci, s-a rupt ceva între... Aveți nevoie, Ruxandra Mircea vrea să intervină. Da. Cred și este real stresul profesorilor și acesta vine și din relația pe care au cu autoritatea, de aia directorii sunt esențial și cheie în modul în care setează limitele pentru așa se întâmplă la noi în școală. La noi în școală, de exemplu, dacă Alexandru nu zicea vreau să dăm note obiective, da? Aia era o limită sănătoasă, da? Vreau să dau o limită sănătoasă, vreau să dăm note obiective. Dacă nu punea acea limită, fiecare făcea cum credea și aia, acest incertitudine creează stres. Și atunci profesorii au nevoie să fie învățați cum să seteze limite cu copiii, ce e ok și ce nu e ok în relația cu copiii, dar trebuie să pornească din ei, să se înțeleagă ce pot și ce nu pot ei să facă la clasă. Și care e sprijinul pe care îl primesc de la director. Directorii sunt esențial să ofere profesorul sprijin în astfel de situații în care, într-adevăr, și studiul pe care îl facem noi arată că profesorii din primii 5 ani de carieră au stresul cel mai ridicat, că nu știu ceea ce nu știu, n-au instrumente, sprijin și suport ca să fie la catedră așa cum avem nevoie de ei
Și mai este un lucru, într-adevăr, stresul e provocat și din relația și presiunea pe care o pun părinții asupra profesorilor. Solicităm de la profesorii noștri niște standarde nerealiste, dar tot școala, tot directorul, tot profesorul e cel care poate să vină și să zică, uite, eu fac asta și tu vei face asta. Sau eu fac asta, ce exact, faci tu? Repet, ca părinte, ca bunic, ca tutore. Da. Și împreună, da. E o contribuție comună avem la creșterea copiilor noștri. Daniela, îți mulțumesc tare mult, e interesant. Dumnezeule, nu mă deranja când eram elevă, dacă urcam pe scara profesorului sau dacă asta un profesor pare, se mai răsea la mine. Sau, nu vi se pare o îmbunătățire? Nu vi se pare o îmbunătățire formidabilă? Adică, până la urmă, e o separare aici, nu? Așa vă simt, nu? Nu neapărat. Dar spuneți-mi cu curaj, nu vă lăsați intimidată de ce spun eu, că eu, rostul meu e să pun întrebări. Eu vă pun la încercare. Deci, dumneavoastră, ziceți așa, că nu e o idee neapărat extraordinară că, domnule, unii urcă, sau că urcă în comun, că i-am pus să urce în comun pe o scară, sau că folosesc o ușă împreună. Trebuie să stea în față neapărat sau amărâții de ei sunt amărâți că vor fi scoși la tablă. Totuși, cred că trebuie să există o delimitare între profesori și elevi, între nu vreau să zic să nu se tragă de șireturi, dar am înțeles. Da. Bine, uite, mulțumesc. Aici suntem, ne-am adunat să discutăm. Da, sunt de acord cu delimitarea și când vorbim despre relații, o delimitare esențială e așa. Rolul profesorului e să crească relația cu copiii și relația nu e responsabilitatea copilului, e a adultului. Da, asta înseamnă, stați un pic, dacă atmosfera e mai lejeră, să-i spunem, în școală la dumneavoastră, Alexandru Buscoveanu, înseamnă că vă trageți de șireturi cu copiii sau că au libertăți mai mari? Sigur că nu. Există reguli, iar copiii sunt învățați de mici că regulile acestea, în momentul în care sunt încălcate, atrag niște consecințe naturale, așa cum am învățat. Exact. Există pedeapsă? Există ce e o pedeapsă? Ce consecință e? Vezi că trebuie să facem diferență. Dacă mă lași pe mine, te scot. Da. Sau ne sprijinim reciproc. Este o diferență și am crescut într-o cultură a pedepsei și nu creștem într-o cultură a consecinței naturale. De exemplu, este consecință naturală față de pedeapsă? Îți dau un exemplu cu tehnologia, dacă asta pe toți ne doare ca părinți și profesori. Da. Bun. Ai înjurat folosind telefonul. Da. Consecința naturală care crezi că e? Ai înjurat folosind telefonul? Da, ți-ai înjurat un prieten prin intermediul telefonului. Nu știu, ți-au telefonul, nu? Exact. Cât timp? Nu știu, până diseară. Ok, până diseară. Asta e o consecință naturală. Da. O pedeapsă e, îți iau telefonul o lună de zile. Pedeapsa vine din furie. Okay. Da? Mai enervat, gata și nici nu înțelege nimic copilul după pedeapsă. Adică okay, am comis-o, dar ce am învățat? Că am ce? Înțeles. Că m-a prins mama? Nu, că nu a fost ok, că ai înjurat. Dar aici, la școală, nu mai poate folosi pedepse oricum. Care sunt consecințe naturale pentru o purtare necuvincioasă la școală? În primul rând, după un dialog cu elevii respectivi, în particular, încercarea de a li se explica ce au făcut greșit, stăm de vorbă și cu unul dintre părinți. Okay. Situația în care nu reușim să rezolvăm prin dialog, atunci desigur că există anumite consecințe prevăzute și de regulamentele noastre interne, pe care copiii însă le cunosc de la începutul anului școlar. De fiecare dată li se aduce la cunoștință care sunt limitele până la care pot să meargă și care este și valoarea lui nu. Acest lucru nu se poate întâmpla deoarece. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri, mulțumesc Daniela. Valentin, tu o să încheie astăzi România în direct. Chiar sunt curios dacă e cu o concluzie sau o poveste. Bună ziua! Te ascultăm. Alo? Te ascultăm. Sunt din Călăraș, sunt tatăl unui copil de clasa 8-a și eu ce aud eu la dumneavoastră, cred că sunt excepții. Cum e și școala din Ciugud, și aici de la Zlatina, cred că astea sunt excepții. Eu vă spun că ce văd eu la noi, noi suntem într-o comună din județul Călăraș, e teroare. Unde este învățământul acela gratis,
când eu trebuie să pătesc copilul să facă meditații ca să poată să ia examenul acesta de clasa 8. Unde este învățământul gratuit în țara asta? Da, nu știu, și eu mi-am trimis copilul la meditații, să știți, și a fost în școală. Este opțiunea părinților. Da, și aici și copiii dumneavoastră fac meditații, nu? Adică... Probabil că da, nu cunosc în detaliu, dar cunosc altceva. Că fiecare coleg din catedrele disciplinelor considerate importante, în primul rând prin prisma valorilor standardizate la sfârșitul clasei a 8-a, fac pregătire suplimentară în afara orarului, în afara orelor din programa Atenție, cadru. Adică altceva îmi spune, că profesorii dumneavoastră, adică profa de mate și profa de română... Absolut toți colegii lucrează suplimentar aici la școală, tocmai pentru a-i ajuta pe toți copiii, fără să fie pusă vreodată problema unei recompense financiare. Adică, sau chiar și în vacanțe au venit la școală și au început pregătirea aceasta tocmai pentru a-i sprijini pe copii. E bine de întrebat, Valentin, adică există posibilitatea, profesorii de clasa 8-a ai copilului tău fac aceste ore care voluntare, adică fără bani. Nu, domnule, Eu duc copilul 20 de kilometri în municipiu cu mașina, plătesc 300 de lei pe 4 ședințe la matematică, 300 de lei pe 4 ședințe la limba română, ca să fiu aproape sigur, copilul meu e un copil bun, e între primii 3 din clasă, e băiat, dar în școala, și nu numai în școala de aici, din comuna respectivă, învățământul este la pământ. Nu este interes. Vă spun sincer, cu una pe inimă, nu este interes. Nu am banii aceia, îi câștig cu greu, dar nu vreau ca și copilul meu să se chinuie, vreau să învețe, el poate, dar în școală nu este pic de interes. Cred că imaginea asta se potrivește multor locuri, adică nu am cu nimic să te contrazic și îți înțeleg amărăciunea, adică fiecare dintre noi are de-a lungul anilor de școală o astfel de experiență. Ce vreau să te întreb este altceva. Cum ai vedea tu o schimbare sau ce crezi că ar fi bine să se întâmple pentru copilul tău de clasa 8-a în acea școală din Călăraș? Ce le-ai cere tu profesorilor? Știi, se strică tot în toată țara asta, politicul. Profesorii, directorii școlii numiți politic, schimbați la fiecare mandat, cum se schimbă premierul sau ministrul, se schimbă și directorul școlii. Cum domnul Iohannis ține la Sibiu postul de profesor blocat, ia uitați, din fruntea țării, exemplu cel mai bun, și acolo predă un suplinitor, da. Cum profesorii predau iarăși, uite, Valentin, asta, eu, de acord. Care nu mă scuzați. Mâine facem emisiune despre politică, dacă vrei, deci nu am o problemă. Dar uite, aici e momentul, chiar e un moment foarte bun, crede-mă, ne ascultă 600.000 de oameni în momentul ăsta. E un moment foarte bun în care tu să le zici direct, dincolo de amărăciunea asta cu numirile politice, cu tot ce-o fi, poți să le zici direct acelor profesori sau directorului din școala respectivă, aș vrea asta, aș vrea acest lucru, minim, pentru copilul meu. Asta e exercițiul sau, dacă vrei, lucru pe care te rog acum să-l faci, să le adresezi o rugăminte. Nu știu dacă pot să-i rog, pentru că ei nu văd chestia asta. Cum se numește ca școala? O datorie să-și îndeplinească serviciul, să-și îndeplinească obiectivul pentru care este plătit. Majoritatea, nu vreau să generalizez, majoritatea vin la serviciu doar pentru salariu. Și atât. Da. Tristă concluzie. Deci, nu vreau să... Da, nu vreau să generalizez. Dar este foarte greu. Acum cu 1 decembrie și cu liberele acestea, o săptămână, având în vedere copilul clasa 8-a, o săptămână au făcut repetiții, tot felul de repetiții, tot felul de chestii, iar eu îmi trimit copilul suplimentar. Asta să-și facă temele. Ce teme? Să le dă teme decât vin la oră, îi întreabă ce teme au făcut și le dă alte teme. Nu fac un exercițiu, nu fac o problemă matematică pentru mine, mă deranjează cel mai matematică. Nu fac un exercițiu, nu le explică o formulă.
Mulțumesc tare mult. E mediu, credeți. Da. Te cred, cum să nu te cred? Doamne, știm. Doamne, iartă-mă. Am înțeles amărăciunea ta. Mulțumesc tare mult. Atunci, pentru felicitări telefon. Atunci, domnilor. Felicitări domnului director și doamnei și domnilor din Ciugut. Mulțumesc. Sunt excepții. Să dea Dumnezeu să meargă țara asta. Ca aici, da. Acolo, nu vreau să înțelegi, mulțumesc tare mult, Valentin, nu cred că există perfecțiune, cred că există străduință, cred că există străduință, nu știam că și școala din Ciugud e aici. Nu mai avem foarte mult timp, voiam doar să vă felicit, a fost o experiență extraordinară, interesantă și care se potrivește credinței mele că oamenii pot schimba încetul cu încetul România și că România se schimbă. Totuși, există voință? Se poate. Se poate, nu? Sigur. Sunteți foarte calm astăzi. V-am deci văzut, așa de mult îmi place de el. V-am urmărit toată ziua. V-am urmărit toată ziua. Astăzi să știți că am stat la școală de dimineață până acum și l-am urmărit toată ziua pe Alexandru Pâscoveanu. E calm, e așezat. La un moment dat s-a întrerupt și curentul aici. A reparat și internetul. A avut o grămadă de treabă. Mă rog, emisiunea video o să vină un pic mai târziu. Dar vreau 15 secunde de la fiecare. Odată, ce v-a fost dumneavoastră cel mai greu, Alexandru Pâscoveanu, în tot procesul ăsta? Cel mai greu lucru în perioada de început, schimbarea mentalităților. Dar, cum discutam și dimineață, am avut răbdare suficientă și am pornit de la premisa că lucrurile încep cu schimbări mici și Bravo. Care pot crește gradual. Câteva schimbări vă mai lasă și Ruxandra Mercea aici. Ai stat de vorbă cu câțiva copii și ți-au refăcut lista cu lucruri pe care le-ar vrea schimbate și în această școală. Lasă-ne, uite, aici pui pe masa domnului director, măcar una dintre acele cereri și pe masa părinților, foarte interesant. Da, ce ți-au zis? Da. În primul rând, ceva ce ține de noi toți și dacă suntem 600 de mii de ascultători, wow, înseamnă că aș vrea să ajungă la fiecare dintre noi să-i ascultăm mai mult pe copiii noștri, pe cei de acasă și cei de la școală. Sunt niște oameni în devenire incredibili și nu le dăm destulă voce. Îi judecăm, îi criticăm, îi pedepsim, le facem chestii, dar prea puțin ascultăm ce vor ei, ce au nevoie de la noi. Și uite, ăsta e unul dintre lucrurile pe care mi l-au pus pe listă. Și-mi dau lacrime. E că vor să fie iubiți necondiționat de părinții lor și la fel de profesori. E grea și cred că avem o datorie noi ca generația asta de părinți care n-am știut ce înseamnă iubirea asta necondiționată, să o învățăm pentru ei și pentru generațiile care vin. Ruxandra Mercea, Alexandru Pâscoveanu. Sunt la Slatina, în școala George Poboran. Asta a fost România în direct de astăzi. O ediție extraordinară, vă spun cu una pe suflet. Mulțumesc pentru efortul vostru. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Mulțumim. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.